Au plecat de lângă copiii lor și au anulat identitatea și propria lor existență și au preluat viețile bătrânilor pe care îi îngrijesc. Unele dintre ele au fost exploatate, jignite și abuzate. Nimeni nu le-a protejat, deși România și Italia au avut doar de câștigat de pe urma muncilor. Conform Libertatea.ro, Eugenia avea 43 de ani în 2011, când a fugit de acasă din cauza violenței domestice. S-a salvat plecând de la muncă în Italia. Locuia la Tulcea, în casa părintească, împreună cu soțul și cu fica ei în vârstă de 17 ani. Fata a asistat la foarte multe bătăi, a primit și ea. Cu cuțit la gât, cu topoare, cu chemat poliția, care zicea, dar nu avem ce să facem acum, venim când s-o trezi mâine. A împrumutat 100 de euro de la o prietenă și a luat câteva haine de vară într-o valiză și a plecat cu autobuzul în sudul Italiei, unde auzise de la cineva că se găsește de lucru. Avea doar un pachet de biscuiți și niște covrigei, mâncare ei pentru cele două zile și jumătate cât a durat drumul. A ajuns în parc la ora 12 noaptea și l-a așteptat pe lică până la două. Nu-l cunoștea, dar o prietenă îi făcuse legătura cu românul acesta care îi promisese că o să-i găsească de lucru Eugenia i-a dat un cartuș de Malboro lung, așa cum îi zisese prietena ei că se face și l-a rugat să nu-și bată joc de ea. Un bărbat a oprit mașina și a spus Eugenia, eu sunt noul tău șef de muncă, am vrut să stau în spate, povestește ea. Nu, stai în față, era un italian la vreo 65 de ani și ăla îmi vorbea de dragoste, de amor. Fai de capul meu, ce frică! Și am ajuns la mama lui, bătrâna m-a acceptat și acolo am stat un an de zile. El venea toată ziua, ziua pe acolo, dar eu mi-am văzut strict de bătrână. Eugenie era plătită cu 600 de euro și lucra la negru, fără contract. Italianul îi oprea un procent din salariu ca să-și recupereze cei 400 de euro pe care îi dăduse lui Lică. În primii ani de muncă în Italia, Eugenia i-a trimis fiicei ei în România aproape toți banii pe care i-a câștigat. Au fost luni în care nu și-a oprit nici măcar 50 de euro. Fata plătea ratele pentru aragaz, frigider, telefon mobil și alte datorii pe care le aveau. Unul dintre fiii bătrânei, un medic care locuiește în Aradeo, îi cerea Eugenii să stea în picioare și să-i servească precum slujile atunci când veneau doar el și familia lui la masă, și copii care locuiau în alte orașe o tratau cu mai mult respect. În Italia nu este legal să lucrezi 24 de ore din 24, așa cum era în realitate programul Eugenii. Familia ar fi trebuit să angajeze două femei și să le treacă în contracte câte 10 ore de muncă pe zi dacă ar fi respectată legea relatează libertatea.ro.